Bună tuturor și bun venit la un nou episod al poveștilor de schimbare cu Access Bars și instrumente în Access Consciousness și astăzi o am pe minunata Sue Cutter cu noi, care este facilitator de Bars, care ni se alătură din minunata Irlanda. Bună, Sue! E atât de fantastic să fiu aici! Și deci Sue, pe care o cunosc mai mult din interacțiunile online lucrând cu Access Consciousness. Și acum ceva vreme avem acest grup Facebook fantastic, Access Bars 365. Dacă vreți să-l verificați, e deschis pentru toată lumea dacă vreți să vă alăturați. Și acum o lună am pus o întrebare. Hei, ce a schimbat pentru tine Access Bars? Și Sue a avut un comentariu fantastic despre ce s-a schimbat și lucrează cu clasele noastre video și am spus, wow, vrei să vii să ne spui povestea ta? O avem pe Sue astăzi și cu noi și aș dori să ne vorbești puțin despre ce s-a schimbat. S-a schimbat mult și ai spus că erai o sperietură pe două picioare. Cum erai în viața de toate zilele înainte să întâlnești Access Bars? Stai puțin că nu te aud. Văd că ești pusă pe mut acolo. Nu pot să autorizez invitatul. Oh, aveți răbdare cu noi. Când mă uit la numele tău, e un semn că e pe mut, dar când încerc să deblochez asta, îmi spune că microfonul tău nu este conectat. Uneori, StreamYard te face să te conectezi cu microfonul prin căi diferite. Sue încearcă să găsească modul în care să se... Da. Cred că e vorba de butonul pe mut. Mulțumesc celor care sunteți online. Da. Deci viața mea de fiecare zi înainte să găsesc Bars era în mare parte să mă trezesc dimineața și să am neliniștea asta în stomac despre ce urma să se întâmple în acea zi. Era totul despre ce urma să se întâmple. Niciodată nu știam că pot să aleg eu, că aleg același lucru care o să fie același lucru ca și ieri. Senzația asta grea din stomac, să fiu speriată de toți fără să știu cum o să înceapă ziua și având această energie asta în jur care urma să fie nervoasă sau eu urma să fim nervoasă sau presupun că era vorba de a trăi în frică tot timpul și în acel moment ce pot să-mi aduc aminte este că tocmai avusesem primul copil și fusesem deja într-o tonă de judecăți atunci când am devenit părinte pentru că mă simțeam anxioasă tot timpul și mi-era frică să nu prindă și ea lucrul ăsta și că va sfârși ca mine. Era atât de multă judecată și frică amestecate împreună și în timpul zilei aveam bucățele de bucurie când mă uitam la ea sau era chiar și o sărbătoare și atunci eram nervoasă despre sărbătoare, cum se vor întâmpla lucrurile, o să fiu ok în cameră, dacă îmi cere cineva să spun ceva ce aș spune și încercam să planific conversații cu oamenii, nici nu știam că urmau să fie acolo sau nu, dar aveam aceste conversații gata planificate, încercam, presupun să controlez fiecare cuvânt, fiecare conversație care ieșea prin gura mea, cum urma să arate corpul meu, cum urma să fiu îmbrăcată. Mă schimbam de haine de atâtea ori de haine înainte să ies pe ușă și o schimbam și pe fiica mea și hainele ei înainte să ieșim afară. Era întotdeauna teama de a fi judecată în timp ce mă judecam eu atât de mult. Sună ca și cum mintea ta este, adică cât de extenuant și să ai trăit cu atât de multă frică și când erai copil, da, ca și copil. Am crescut într-o familie în care tata era alcoolic. Eram nouă într-o căsuță mică
și tatăl meu bea în fiecare zi. Iar eu din tinerețe știam, din copilărie cunoșteam această senzație de anxietate, nervozitate, panică. Urma tata să bea în acea zi, cum vor fi ziua, vom avea suficient de bani, mulți bani, să avem bani. O auzeam pe mama cum încerca să lucreze mai mult ca să creeze bani pentru mâncare, școală, cărți. Eram mulți, iar eu eram mereu conștientă de această energie de panică. Chiar ca și un copil foarte mic, chiar și să cer lucruri. Adică vreau să spun, nu am cerut lucruri. Nu am cerut haine. Nimic, pentru că eram conștientă mereu că era energia aceea de lipsă. Am fost mereu conștientă de asta. Da, era destul de intens, serios. Și este interesant pentru că ai spus că asta a fost viața ta de toate zilele atât de mult timp. Iar eu când am avut-o pe fiica mea și mă judecam și eu pe mine, am spus, stai, asta nu funcționează, asta trebuie să schimbe. Și deci de acolo, cum s-au schimbat lucrurile? Cum a apărut Bars în viața ta? De fapt, am așteptat până am avut al doilea copil, 2 ani și jumătate. Al doilea copil, a doua fiica mea și chiar și în timpul sarcinii, lucrurile erau diferite, eram mult mai relaxată în această sarcină și apoi când a apărut, a fost într-o zi. Am cunoscut-o pe fata asta și știam că era o terapeută holistică și am fost mereu interesată în asta, am fost mereu numită cea ciudată. Toți prietenii mei îmi spuneau, pe tine te interesează chestiile alea și pe urmă am zis, da, poate că sunt. Mi-amintesc că am văzut-o pe fata asta și am spus, și tu ești un terapeut holistic? Și a zis, da. Și atunci am început să merg la ea în fiecare zi de vineri. În fiecare vineri mergeam la ea. M-am dus la ea în Cork, în Irlanda. Era un facilitator de Access Bars. Tocmai venise în Cork și făcea o clasă de Access Bars. Și când m-am dus la ea, săptămâna 4 sau 5, și mi-a spus, am învățat noua terapie și corpul tău cere asta. În acel moment nici măcar nu știam că ar putea corpul meu cere ceva. Cum adică ce eram în corp? Ce nebunie? Am făcut Bars, m-am ridicat de pe masă, i-am spus la revedere și m-am dus în mașină și am oprit mașina în Blarney, unde sunt pietrele din Blarney, locuiam lângă. M-am așezat în mașină și nu se întâmpla nimic în capul meu, nimic. De fapt, căutam gânduri și nu puteam să găsesc nimic. Dar asta e o schimbare și de zi la noapte. Dacă descrii cum funcționai, wow, a fost minunat. Vreau să fac lucrurile greșite, că mi-a făcut ceva, iar acum sunt foarte ciudată. Dar era gol și m-a contactat câteva zile după și m-a întrebat, mă gândeam, oare cum ești după sesiune? Și am spus, e ciudat. Și m-a întrebat, ce e ciudat? Și am spus, e ca și cum nu se întâmplă nimic. Și a zis, și mi-a pus o întrebare, e vorba de spațiu? Și am spus, da. Și chiar și în momentul acela nu știam ce era spațiul, dar știam că era doar un da. A ieșit din gura mea, am zis, da. De fapt a fost un mesaj scris. Și am continuat să merg și în fiecare săptămână aveam o sesiune, vineri seara, îmi rulam barele și am făcut asta 9 luni, în fiecare zi de vineri. Și la un moment dat mi-a spus, știi, poți să mergi să faci clasa asta și să încerci. Și am zis, mi-ar plăcea să fac asta. Și a fost judecata asta că poate n-aș fi suficient de bună să fac asta, adică cine? Eu? Abia am fost super nervoasă și acum încep să fiu ok. Și apoi am dat peste o altă fată pe care n-am mai văzut-o de 20 de ani și ne-am întâlnit în oraș. Numele este Rachel O'Brien și am vorbit și am zis, hei, ai auzit vreodată de Access Bar? Și am zis, da, mi se rulează barele din decembrie trecut, zice, am o clasă
și a spus, merg, și asta a fost. Și asta a fost aproape acum 8 ani. Și apoi am continuat să fiu facilitator de bars, am început să facilitez clase într-un timp foarte scurt după asta și am început să călătoresc la clase diferite cu Dane și Dane a venit în Irlanda și a fost ca și cum energia bâzâia în Irlanda, toată lumea știa de bars. Asta a fost și nu m-am mai uitat înapoi. Și acum, 8 ani mai târziu, ai zile în care sistemul ăsta post-traumatic revine. Revine? A plecat? Sau ce faci cu el? Uneori a reapărut în ultimii 8 ani și atunci am știut. Știi, asta era chestia. Știam că în acest moment mi se rulaseră barele de atâtea ori, ajunsesem într-un spațiu, ajunsesem într-o libertate și de fiecare dată când apărea acest lucru, spuneam, a, da, stai puțin, am un instrument, am altceva, știu că e vorba despre altceva. Și așa am ajuns la clasele pentru corp și acolo pentru mine lucrurile au început să se transforme din corp. Amintiri, sunt chestii despre care nici măcar nu pot să mai amintesc. Trebuie să intru, să sap, nu mai am puncte de referință în corpul meu pentru asta și corpul meu a început să schimbe abuzul, sindromul post-traumatic atât de mult din asta și judecata a început să părăsească corpul. Am început să încetez să mai judec corpul și să-i pun întrebări. Și aici a început cu adevărat tranziția pentru mine și am început să mă joc cu, am făcut o clasă, corpul potrivit pentru tine și acolo s-au accentuat lucrurile pentru mine. Acum pot să-mi aud corpul tare și clar. Dacă vă uitați la acest video și mergeți pe site-ul accessconsciousness.com, veți vedea o mulțime de clase despre care vorbește Sue, despre corpuri, sunt clase de o zi, puteți învăța câteva procese de o zi. Puteți primi procese, sunt o mulțime de lucruri și ai menționat corpul potrivit pentru tine, care este... Doamne, în Access Consciousness avem atât de multe specialități în care poți să spui, ok, ce e aici pentru mine? Și știți voi, motto-ul Access este să te împuternicească să știi ce știi. Și pentru tine a fost partea de corp care te-a făcut să, după bars, să începi să cauți această conversație și să începi ce-ți spune corpul și pentru mie mi s-a părut că e o nebunie prima dată și am spus, adică ce vrei să spui? Pentru că am mai auzit asta dinainte de la oamenii care vorbeau despre bars, care după ce și-au rulat barele, îi panichează că nu mai e nimic în capul lor. Și am auzit asta de la oameni, că suntem atât de obișnuiți ca mintea să lucreze continuu, că s-ar putea că fiecare sesiune e diferită. Nu știu că am avut acest nivel. Da, sunt obsedată mental. Nu știu dacă a fost la acel nivel, dar am simțit ca și cum aș fi meditat mult timp. Dar sunt o mulțime de oameni care se simt inconfortabil. Ca să nu mai iai discuțiile astea din cap, te-ai bucurat de asta de la început? Nu. Aveam spațiul și se simțea ca și cum, oh. Și mi-amintesc că m-am dus într-un parc, în Cork Fitzgerald's Park, și m-am dus acolo cu copiii mei. Copacii erau altfel, ca și cum se schimbaseră. Copacii erau diferiți, mă uitam la iarbă, aproape că puteam să-mi aud picioarele, tălpile mergând pe iarbă, auzeam sunete mult mai tare și ce am priceput, pentru că am fost în mintea asta mereu pusă pe alergare, puteam să aud natura, de fapt. Și pentru mine a fost, sunt o fată din natură, îmi place să fiu în pădure, e locul în care merg eu și mi-amintesc. De fapt, nu cred că m-am dus vreodată în pădure înainte de asta, pentru că pădurea ar fi fost pentru mine locul
în care nu era nimeni în jurul meu să-mi distragă gândurile și eram de una singură, dar acum merg acolo și aud mișcările copacilor și ale frunzelor și totul. Acum sunt confortabilă, foarte confortabilă cu acest spațiu. La început nu era la fel. La început am încercat să aduc niște gânduri. Hai, unde sunt gândurile mele? Hai, hai! Dă-le, adu-le, adu-le! Dar a fost muncă din greu să fac asta. Am început să mă bucur de asta și am observat cum interacționam cu copiii. Și eram distractiv să fie împrejurul meu și mi-au arătat asta. Nu-mi place să fac niște lucruri pentru că trebuia să fac lucrurile corect, mâncarea, cumpărăturile, să mă asigur că hainele lor sunt curate. Era ca și cum începeam să le spun, hei, dar poți să porți asta și azi? Nu trebuie să o speli. Totul a devenit mult mai relaxat. Și pentru mine, spațiul acesta pe care l-am azi, interacțiunea pe care o acum cu copiii mei, au 16 ani și 14 ani, avem un spațiu de conversație, nu e nimic despre ce să nu putem vorbi. Totul e pe masă. E ca și cum nu se abțin. Și asta este ceva ce mi-am dorit întotdeauna să am cu copiii mei. Pentru mine să locuiesc la mine acasă, n-am vorbit despre corpul meu niciodată, pentru că nu era ceva despre ce vorbim. Probabil că era multă rușine în jurul corpurilor sau corpurile erau doar pentru un anume lucru, dar eu acum îmi recunosc corpul tot timpul și vorbesc tot timpul. Și la început încercam să le spun copiilor, fă asta, fă asta, fă asta și bine, mami, du-te de aici, nu vrem să facem asta. Fă treaba ta, noi facem treaba noastră, dar văd acum ca o senzație de ușurință cu corpul lor și ca și fete de 14 ani și 16 ani, e incredibil și foarte diferit, foarte diferit. Îți dau voie să le rulezi barele? Îți cer să-și ruleze barele? Nu! Au făcut asta la început. De apoi au pășit în cine sunt ele cu adevărat și au decolat și au făcut lucrurile lor și este distractiv pentru că s-a dus la cină cu prietenii la un restaurant mexican și mi-a spus, mama, era o coadă la ușă. Și am întrebat-o, ai așteptat mult? Nu, pentru că am pus o întrebare. Adică, ce ai făcut? Ai pus o întrebare? Și în mașină spuneam, Su, nu spune nimic, nu spune nimic. Oh, da, bine. Și am întrebat, oare de ce anume e nevoie să avem o masă foarte rapid? Și a zis, mama, în 5 minute eram acolo și am zis, bine, poate funcționează, dar tot n-am spus nimic. Ba, ce treabă bună! Da, e fantastic. Este ceva ce am observat. Eu credeam ca și părinte că ar trebui să le spun totul, că eram acolo să le spun ce să facă. Iar acum pricep că este pentru mine să-i întreb ce anume știu ei. Și când spun, mama, ce crezi tu? Și spun, bun, ce știi tu? Ce știi tu despre asta? Tu ești cea care întreabă despre asta, ce știi tu cu adevărat? Și apoi spun, păi, sunt atât de obișnuite acum cu întrebarea aceasta, încât este doar engleză pentru ei, este normal pentru ele. Dar le invită să pășească în a ști că știu ceva. Și iubesc asta. Aproape că mă faci să plâng când vorbești despre copiii tăi și pentru că atunci când e haios să fii, e distractiv să fii pe lângă ei, lași să-și poarte hainele murdare, o să miroase într-o zi și prietenilor nu o să le placă. Și acum e wow,
petrecem atât de mult timp să controlăm și acum spun, cum explici bars sau procesele pentru corp? Pentru că e atât de diferit pentru oameni și ce este la suprafață, dar este doar o senzație de ușurință și de bucurie. Totul este mult mai relaxat. Asta. Pentru mine, când mă întreabă cineva ce este bars, pot să le spun toate cuvintele și toate punctele. Pentru mine, marea majoritate a oamenilor mă întreabă ce fac. Cum de că sunt așa de veselă și fericită și de diferită și sunt ok cu asta. Și spun, oh, e bars. Rulează-ți barele. Barele? Adică ce vrei să spui? Le dau oamenilor bucățele de informație și întotdeauna întreb ce caută această persoană și pot să le dau o mulțime de informații, dar poate că nu caută toată informația asta sau toate acele cuvinte. Deci este de fapt despre a fi blând cu oamenii și cu ce și-ar dori să știe. Și 9 din 10 cazuri oamenii îmi vor spune ce se întâmplă cu ei. Și mă întreabă, o să funcționeze bars pentru anxietate, pentru depresie, pentru dependență? Și știi, nu am întâlnit pe nimeni care să-mi spună despre o situație și că bars n-ar funcționa pentru ele. Marea majoritate a oamenilor le spun, știi ceva? Sunt o fată, dacă îmi spui ceva, dă-mi-o, am să încerc, nu trebuie să-mi spui cum e făcut, așa sunt eu. Așa funcționez eu, nu? Nu-mi spune ingredientele, nu-mi spune nimic, lasă-mă să gust și apoi te întreb. Da. Deci când oamenii spun asta, când te întreabă asta, schimbă anxietatea sau depresia, ce le răspunzi? Da? Da. Absolut. Le spun oamenilor cum sunt lucrurile, eu pot să le spun despre experiența mea și din experiența multor oameni pe care i-am văzut, care trec prin situații și a fost atât de minunat. N-am menționat asta, dar atunci când am început bars, cu o lună înainte, fiica mea a fost într-un accident, a trecut o mașină peste ea și era prima, frica mea cea mai mare și îmi amintesc unde am ieșit și era pe... întinsă pe jos, afară, s-a dus la spital, a avut o operație mare și toate astea. Și chiar și la asta nu am reacționat ca și cu panică exagerată, pentru că mi se rulasele barele de o vreme. Deci Access mi-a îngăduit sau mai multă ușurință și n-am sărit în energia de, o, Doamne, o să moară. Când m-am dus să-mi rulez barele săptămâna următoare, i-am spus și am zis, știi ce? Este lucrul ăsta care se numește în Access procese pentru corp. Poți doar să-ți pui mâinile pe fiica ta, dacă e ok cu asta. Și acum când mă gândesc la asta, wow, când o văd și era în gips peste tot și poți să-ți pui mâinile pe corpul ei și este... procesul care se numește memorie celulară și mi-a dat câteva cuvințele pe o foaie de hârtie, da? Am rulat energia pe ea și a schimbat atât de mult pentru ea. Suntem ani după și nici măcar nu vorbește despre accident. Cicatricile sunt acolo, dar nici acolo, până și cicatricea s-a schimbat total, este foarte mică. Dar a avut atât de multă panică în corp, o mulțime de lucruri în corpul ei. Dar a fost mai mică și a început să vină la clase cu mine, a venit cu mine la Paris, am fost la o clasă de fundație, la o clasă în Dublin, îmbrățișarea abuzului, a fost la clasa aia și acum văd cât de mult acea traumă și panică au părăsit corpul ei și astăzi mă uit la ea, are 16 ani. E ea
cicatricea e la fel ca și degetul ei mic. Este ea, este total ea, nu are nicio judecată despre asta și asta pentru mine. Recunosc acum ce miracol e acesta. E atât de minunat. Și chiar înainte să iei clasa de bar și zic, nici măcar n-am să fiu foarte bună la asta, cum o să știu să fac asta? Și când cineva spune, poți să pui mâinile pe cineva și să-i vindeci, unor oameni le sună nebunește și să recunoști schimbarea majoră pe care o putem crea în viața cuiva. Wow! Wow! Da, știu! accessconsciousness.com/corp care va aduce la suprafață lucrurile despre corpuri. Aveți bars și procese pentru corp să schimbați. Aveți o mulțime de lucruri să schimbați traumele. Dacă vă interesează să deveniți facilitatori, veți găsi facilitatori bars, facilitatori pentru procesele pentru corp. Puteți să găsiți pe cineva lângă voi pentru că puteți filtra informația. Website-ul este o bestie, threat-ul e acolo, are nevoie doar de indiciile voastre. Oh, Doamne! E atât de bine făcut și tot ce poți să... Poți să găsești totul cu foarte multă ușurință. Poți să mai menționez ceva ce am uitat să spun. Când mi-am rulat barele pentru prima dată, fata la care mergeam, Laura Jean, mi-a recomandat, a început să vorbească despre Dane Here. Bineînțeles că m-am dus acasă, blablabla. Cine-i tipul ăsta Dane Here? Și m-am uitat la niște videouri. Sunt atât de multe videouri pe YouTube, Tunul Conștiinței, care e acolo, pe care îl iubesc. Dar cartea este cea care era cheia. Am toate cărțile, îmi place să le țin și deci să mă uit prin ele, dar ascult cu plăcere. Iar această carte era în versiunea audio. Care carte? Fii tu, schimbă lumea. Aceasta, cea pe care tocmai tu ai afișat-o. Și este în varianta audio, în aproape 7 ore și ceva. În fiecare zi mergeam la școală și puteam să ascult varianta audio prin mașină. Mi-amintesc că aduceam înregistrarea. Câteodată pornea de la sine în mașină și Dan era în mașină și îmi vorbea și zicea, unde ești? Doamne, unde ești? Dar de fiecare dată când am lansat acea înregistrare, a fost momentul în care acel instrument sau bucățica despre care vorbea erau lucrurile pe care le căutam sau de care tocmai întrebasem și apăreau pentru mine. Acesta a fost unul dintre lucrurile care m-a transportat în fiecare zi spre următorul bar și am continuat să ascult și să ascult și să ascult și pentru mine sunt atât de multe esențe acolo, atât de multe lucruri disponibile. Sunt clasele astea enorm de multe, clasele de bars, clasele să devii facilitator de bars și cărțile sunt fenomenale și eu mi-am rulat barele și am făcut un angajament să mi le rulez o dată pe săptămână și să citesc toate cărțile astea și cred că Fii tu, schimbă lumea a fost prima carte pe care am schimbat-o și a fost atât de multă schimbare. Era când vorbeai despre cum sună natura, pricep acest lucru, sunt atât de multe detalii în lucrul, frunzele și culorile sunt mai vibrante și am început să răspund lucrurilor diferite, întrebându-mă cine a spus asta. Am lăsat perfecțiunea și nevoia să fac totul fără să mă opresc. A fost începutul atât de multe liberări în minte și în corp. Știu, vorbim despre perfecțiune. Când am scăpat de perfecțiune, bucățica pentru mine a fost că am început să văd cine eram.
și am început să primesc diferența care se... Și momentul în care am început să mă primesc pe mine, mult mai mult din mine a apărut la suprafață. Corpul a zis, a, primește asta? Uite, îți mai dăm un pic. Încă o bucățică din tine. Și acum e, wow, și eu să aleg asta? Le-a arătat copiilor mei că este ok să fie ei. Da. Ceea ce este un dar fantastic. Și copiii sunt în jurul tău tot timpul și din ce am văzut, pe cei pe care îi văd, aleg mult mai mult din ei și apoi văd că faci, alegi puțin și apoi tu ai spus o strălucit, mai este un pic mai mult. Mulțumesc că ai venit astăzi, pentru că de aceea vreau să vorbim despre poveștile acestea. Toată lumea e diferit, toată lumea va avea o experiență diferită cu bars. Și cum spui tu, se schimbă ceva la tine, indiferent de cum te uiți la lucruri, doar că lucrurile sunt diferite. Poate că e inconfortabil să ai atât de mult spațiu la început în mintea ta, dar poate că e minunat. Dar cum ai spus tu, lumea devine mai strălucitoare și îmi place și ce a spus Jenny, că e fantastic. Îți mulțumesc că ești în această serie și dacă găsiți acest episod, este pe YouTube, canalul YouTube. Mai există cartea și Being You. Toate acestea le găsiți în toate limbile. Acest episod va fi tradus. Le dăm traducătorul câteva zile să facă acest lucru și veți găsi episodul tradus și în alte limbi. Mulțumesc, Sue! Mulțumesc, Emily! Îți mulțumesc atât de mult că m-ai invitat! Mulțumesc de un milion de ori și ne vedem în curând! Mulțumesc! La revedere!